momente reflexive la Ohrid. Nu mi-am ales să vă arăt lacul, mi-am ales să vă arăt stația locul unde eu beau cafeaua asta House Brand, extrem de gustoasă. E o zi în care încă există soare, eu am pe mine în continuare doar tricou și pantaloni scurți. Ei sunt îmbrăcați puțin mai grosuți. Oricum am înțeles că este mai bine aici decât în țară și că temperaturile sunt oarecum mai ridicate. Ca un spirit conotativ vis-a-vis de elementul de trafic din oraș, tinerii sau mai toată lumea folosește poate și de rațiuni de recesiune, poate și de rațiuni de un mai bun management al constanței cash-ului, folosește scooterele și merg și câte unul, merg și câte două. De altfel v-am spus că pe timpul verii sau pe distanțele dintre astea scurte urbane ei folosesc scooterele și în felul ăsta practic protejează și șoselele și orașul și traficul și lasă posibilitatea ca toți care sunt turiști să se bucure de locurile de parcare ale orașului, neaglomerându-l cu mașinile lor. Poate e și o înțelepciune, e un spirit civic, e un interes. Orașul trăiește definitiv din chiriile de pe timpul sezonului și din activitățile care sunt mult mai intense pe timpul sezonului decât extra sezon. De altfel, atunci, practic, Ohridul înflorește, este litoralul reprezentativ al Macedoniei. Macedonia fiind o țară de munte cu 930 de metri altitudinea medie față de nivelul mării, imaginați-vă ca atare cum este situația. În rest, salutări, Costel, mă bucur că te uiți la film, îți doresc toate cele bune. Astăzi este vineri, începe weekendul și în România, nu știu dacă ăștia vor da navala aici ca la Valea Prahovei sau Calamare. Oricum, locul este frumos, o să vă mai fac o transmisie din zona Struga. Struga este o mini-Veneția Ohridului, oraș plasat la vreo 30 de kilometri de Ohrid, plin cu poduri. Vreau să ajung și la Podmolie să văd nava pe care regele Ilir, The Dreamboat Maker, o face. Și vă voi ține la curent ca atare. Toate cele bune!